Horoscopul de pe 3 până pe 15 ianuarie 2024 ține seama de faptul că în perioada limitrofă datei de 3 ianuarie, luna s-a aflat și în Fecioară, a existat o cuadratură a lui Neptun cu Marte, care a adus context de nervozitate mai mare, de folosire greșită a energiei, riscuri mai mari de accidente și de scandaluri, mai multă violență în oameni, iar cuadratura lui Neptun cu Mercur a favorizat tot acest haos, toată visarea, toată amăgirea, toată senzația de nervozitate, capacitatea oamenilor de a fi mai ușor de antrenat în scandaluri, în manipulări variate și în tot felul de probleme. Saturn a avut de altfel și o cuadratură cu Venus, care a adus mentalul în relații, a adus dificultăți în zona relațiilor, a adus mai multă infidelitate, mai multă nervozitate, relații între generații mai dificile și poate uneori chiar dorința oamenilor de a fi mai posesivi în zona relațiilor sau chiar uneori foarte zgârciți. Saturn a avut de altfel și un sextil cu Jupiter, staționar. Acest lucru a adus dorință de studiu, dar și dorința de oamenilor de a fi influențați de spiritualitate. Bună dispoziție, creativitate, performanță profesională sau socială, iar relațiile puteau fi pe acest context relații de colaborare și bazate pe generozitate. Acum aceste influențe sunt dependente foarte mult de zodia în care se află planetele, de aspectele astrale și foarte mult, am zice, și de ascendent sau de zodia fiecăruia dintre noi. În data de 2 ianuarie, luna a avut chiar o opoziție cu Neptun și a adus ceva mai multe tensiuni, imaginație, riscuri de scandaluri, careul în T cu planetă focar Marte, cu acumulare de frustrare, nervozitate, o energie orientată absolut destructiv. Și putem vorbi chiar de o planetă focar, de Mercur, staționar, care aduce o comunicare care nu e chiar clară, se face sub influența unei nervozități evidente și putem vorbi chiar de mult haos și capacitatea oamenilor de a se autoamăgi. Data de 3 ianuarie, practic Mercur, într-un mers direct în Săgetător, aduce ceva mai mult mental în zona de comunicare. Dorință de progres, idei mai nobile, mai filozofice, luna intră și ea în balanță, oamenii își caută rădăcinile în relațiile sociale cu confruntări evidente, sentimentale, emoționale, dorință de asocieri. Perioada este bună pentru negocieri. Marte intră în Capricorn și aduce mai multă dorință de afirmare, de realizări profesionale, de a se menține în funcții, prin eforturi, prin spirit de organizare, prin creativitate, prin seriozitate. Data de 5 ianuarie, deja Saturn aduce un sextil cu Marte, care mărește vitalitatea, energia fizică, cea mentală, ambiția, responsabilitatea, relațiile totuși sunt ceva mai dificile, mai rigide. Avem de altfel și un sextil al lui Marte cu Luna, care mărește capacitatea, rezistența oamenilor, ambiția, creativitatea, sănătatea bine aspectată. Avem un trigon al Lunii cu Saturn, care mărește de asemenea forța spirituală. Aduce echilibru, aduce tact, diplomație, dorință de reușită socială, onestitate, relații bune
bine aspectate pe zona de colaborare. Focarul unui triunghi minor este Marte și valorificarea trigonului Saturn-Lună prin această planetă focar aduce o atitudine corectă, echilibrată, de diplomație. Oamenii pot avea rezultate sociale, iar intrarea lunii în Scorpion aduce emoțiile profunde, lucruri secrete, ascunse, uneori suferință și relațiile pot fi uneori mai pasionale. Data de 7 ianuarie deja vorbim de Marte, aflat în 7 ianuarie, trigonul Marte-Jupiter are ca efect mai multă sinceritate, gândire orientată către aspectele financiare, aspectele practice, către cheltuieli mai echilibrate. Sănătatea este bine aspectată, relațiile de colaborare sunt și ele bine aspectate. Există un sextil al lui Marte cu Saturn care aduce mai multă energie, atât fizică cât și mentală, mai multă responsabilitate, și există și un triunghi minor cu planeta focar Saturn care aduce capacitatea oamenilor de a fi mai rezistenți, mai perseverenți, mai responsabili, de a urmări reușita în ceea ce fac. Opoziția lunii cu Uranus, retrograd, aduce mai multă tensiune, nervozitate, curiozitate pentru zona spirituală, uneori tendința oamenilor de a fi mai excentrici, relații poate uneori prea autoritare, riscuri de conflicte pe această temă, riscul de a avea neșanse în ceea ce întreprind, și vorbim chiar de un trigon al lunii cu Neptun care aduce, fiind vorba de Neptun, o stare aparte de visare, de curiozitate mistică, de creativitate, de sensibilitate, relații bazate foarte mult pe emoții, și luna, intrând în Săgetător, aduce o deschidere sentimentală, sufletească și mai multă originalitate. Capacitatea de a înțelege, dorința de aventură, analiză și de folosirea gândirii. În 8 ianuarie deja există un trigon al Soarelui cu Uranus, retrograd, mai multă intuiție, deci independență, originalitate, curiozitate, creativitate, relații foarte cordiale. Luna este și în conjuncție cu Venus, lucru care duce la eliberarea emoțiilor, a dorinței de lux, de a se trăi mai bine, a rafinamentului, relațiile caută să fie mai plăcute, mai emoționale. În 9 ianuarie, deja luna se află în conjuncție cu Mercur. Este favorizat mentalul, creativitatea, crește nervozitatea și dorința unor de schimbare. În 10 ianuarie, deja luna intrată în Capricorn eliberează capacitatea de efort, de concentrare, de sacrificiu, pornirile lăuntrice, sentimentele unor se blochează și concentrarea apare pe asumarea responsabilității, pe autoritate, pe impunerea unor atitudini, emoțiile sunt foarte bine controlate. Luna se află de altfel în conjuncție cu Marte și păstrează o vitalitate destul de bună, energie, relațiile sunt ceva mai încordate. În 11 ianuarie se formează luna nouă în Capricorn, lună nouă care aduce aspecte
favorabile armoniei, echilibrului, nevoii de creativitate. Există un risc de depresie cu această lună nouă în Capricorn. Ea are de altfel și un trigon cu Uranus retrograd, care aduce originalitate, imaginație, dorința oamenilor de a se deschide către spiritualitate, relații bazate pe deschidere, pe iubire, pe emoții. Se formează un stelium în Capricorn, unde se concentrează energia, creativitatea. Există riscul oamenilor de a fi mai autodistructivi. Vorbim și de căutarea unor relații pe termen lung, relații creative. Există nevoia de atașament pentru familie, pentru casă, pentru căminul propriu. În 12 ianuarie, luna este în Vărsător și crește tendința de desprindere de trecut. Dorința oamenilor de a avea o poziție de egalitate între ei, de a fi mai liber din punct de vedere spiritual, relațiile de prietenie, legarea foarte cu mare ușurință a unor legături noi, consolidarea unor grupuri, a unor interese, deschidere către progres, către libertate, către spiritualitate. Relațiile nu sunt neapărat emoționale cu luna în Vărsător. În 14 ianuarie, Mercur, revenit în mers direct în Capricorn, aduce mai multă capacitate de a se comunica, o comunicare pragmatică, bazată pe gândire, cu responsabilitate mai mare, cu disciplină, cu orientarea către organizare. Luna intră în Pești apoi și sunt foarte bine aspectate trăirile emoționale, spiritualitatea, interesul pentru această zonă mistică și